Dar care gagică vorbești, vrei, șefule? De master șefa? Păi am mai multe, mă. Ți se pare ție că seamănă cu Făt Frumos sau cu Don Juan? Făt Frumos, Don Juan, hai vrei că și matale prea te arunci. Dar așa de autoritară e șeful. E mai autoritară ca tanti? Tanti e mic copil. Asta e tanti la puterea 10. Dă și normal, mă. Ca așa se comportă un master șef. Ia mâna ei, trebuie să ție o armată de bucătari și de ospătari. Trebuie să fie otosbirul cu ăștia. Tu ai văzut la televizor? Șef, mai înțelegeți-o și matale, bre, că e defect profesional la trânsa. Eu înțeleg, măi, Chiorete. Problema e că mă timorează și nu mai am încredere în mine când intru în contact cu alte femei. Mă simt complexat. Care alte femei, bre, că parcă ziceai că nu ești nici Don Juan, nici Făt Frumos. Contact profesional, Chiorete. Profesional, bă, nu. Simt, bă, că nu mai am niciun pic de autoritate în fața subalternelor, bă. Nu mai pot să le dau un ordin. Nici măcar să le contrazic nu mai pot. În toate femeile o văd pe ea. Palaurul. Păi ea cine? Bă, master șefa, Chiorete, concentrează-te. Concentrează-te că șeful are o problemă. Vezi că i s-a tuflit. Ce? Părul cap toată personalitatea lui, autoritate. Trebuie să-l ajutăm, Chiorete. Noi? Dar ce dragi de-am ias, bă, ce noi suntem psihologi? Să ducăm la Teo, că-i de meserie. Nu pot, mă, Chiorete, nu pot să mă duc la Teo, că o să cred ăsta că mă dau la ea și că-i strig relația. Du-te, liniști, șeful, du-te că n-am nicio relație, nu-i strigi nimic, nu mă interesează, Teo. Serios? Da. E, n-are pădrat să-l piaptă, n-are, dar să ține el mândru, așa, cocoș. Exact ce nu mai sunt eu, cocoș, că m-a transformat aia într-o găină bleagă. Ai grijă să nu te bage și în oală, bre. Chiorete, ia vezi. Păi, doar e bucătarea să vrei, nu te bagă în oală, noi vrea să te bage măta, măicuța numai tale. Frate, nu e bucătăreasă, este master chef. Nu mai zice așa că te găsești, să-i dragi, că-l complesezi și mai tare, nu vezi că i-a dat lăcrămile. Las-o bucătăreasă, că sună a femeie supusă, de casă, care-ți gătește, care-ți scoase, care-ți calcă și-ți aduce și o cană de apă noaptea la pat. Și te ține, uite așa, pe tine ca bărbat. Șefu, părerea mea sinceră că musa e să te duci la Teodora la control break. Și ăsta nu se stricați în niciun fel relația cu Teodora. Plus că dacă are vreo suspiciune de, că faceți vreo nefăcută, oricând poate să vie pe acolo, să dea ușa de perete și să vă vază. Nu mă? Normal. Că nu o să mă duc niciodată să dau ușa de... Înțelegi că nu mă interesează. Mie îmi spui. Dar las că-ți dau eu de lucru ca să nu ne deranjezi. Păi și tu poți să mă ajuți. Să te ajut să nu se mai vadă Cora cu Costel? Da. Adică vrei să iau locul aici în firmă? Ei, mi-ar plăcea mie că ai fi mai aproape, dar nu ești tu în stare să faci ce face Costel. Ce face el? Ajut, mărcetea. Adică... Adică să muncești de dimineață până seara pe brânci. Da. Ție-ți plac combinațiile, banii făcuți ușor. Boierași de dorobanți. Păi și ce dragă, nu-ți place? Ba da, îmi place, dar pentru uz intern, nu profesional. Vreau să mă ajut să nu se mai vadă ăia la tine în casă, că destul se văd aici. Păi cum n-ai ba să te ajut că Gogoașe programează acolo o tonă de filmări? Că iese mai ieftin cu locația, tocmai pentru că eu iau chirie mică, ca să nu-ți încarc ție bugetul, vezi că pentru tine mă zbat? Păi tocmai de-aia am nevoie de ajutorul tău, nu vreau să-l mai lași pe Costel să filmeze la tine în dormitor. Că o vede pe aia acolo tot timpul în casă și își aduce aminte de ce făceau ei și-o ia razna. Înțelegi? Sunt cașoarecele și pisica. Eu m-am săturat. Măi, Bela, nu știu dacă pot să interzic să filmeze, că e și casa lui. Da, dar e dormitorul tău. Și la el în dormitor nu poate să filmeze, că e aglomerat ca pe DN1. Doar jumate din dormitor e al meu, pentru că jumate e al lui. Pentru că noi casa o avem jumate-jumate. Așadar, trebuie un motiv mai serios. Știi ceva? Îi zici că așa am spus eu, că vreau dormitorul tău liber să pot să vin la orice oră din zi și din noapte. Plus că dormitorul ăla a fost folosit în jumătate din producțiile mele, să mai schimbe și el peisajul. Da, să mai... Auzi, dar de ce nu-i spui tu? Că bărbatul trebuie să asigure locul pentru, știi tu, nu femeia. Plus că nu vreau să-ți răpesc plăcerea de a-ți câștiga banii singur.
Care bani, mă, Bela, că dacă ăia nu filmează la mine, eu pierd, nu câștig. Pupăză, o să te plătesc eu în locul lui Costel. Da, da, el nu mă plătea în natură. Îți dau bani, că știu că nu ești nebunit după natură. Ai, să nu mi-o bași pe aia cu ecologistul, că nu ține. Știu cât ești de chitră. Teoretic, semnează și mie asta ca să pot să mă duc. Și apropo de grija pe care mi-o porți în relația mea cu Teo, eu îți mulțumesc foarte mult, foarte mult, dar te-ai zis degeaba. Da? Pentru că dacă nu facem nuntă, eu nu mă împac cu ea. Deci, în cazul în care speri că scap de mine din garsonieră, e bine, uite că nu plec. Da? Țeapă! Dar nu la asta mă gândeam, prostăvane. Am vrut pur și simplu să te ajut, să-ți întind o mână de ajutor, să nu te mai las te pierpelești, să vorbesc singur noaptea în somn, strângând perna în brațe, Teo în sus, Teo în jos. Amintirea vremilor trecute, când eram ca frații, când eram chiar petreuși, mai aduci aminte? Normal că mi-aduc aminte, dar tu-ți mai aduci aminte? Ce vremuri! Făceam totul împreună. Împărțeam totul împreună. Și bunele și relele. Ce s-a întâmplat cu noi, Chiorete? Habar n-am. Habar n-ai. Îți spun eu ce s-a întâmplat. Și-a băgat Sofica coada. Bă, porcule, și... o faci pe soțioara mea vacă? Cum să o fac vacă, mă? Ce ai zis eu că-i vacă? Păi ce e de sens feminin și-și vântură coada? Chiorete, era o expresie. Asta înseamnă își bagă coada. Adică bagă zâzanie între noi. Pentru că e geloasă ca orice femeie pe relația dintre doi bărbați. Pentru că te vrea numai pentru ea, pentru că ea nu înțelege că dragostea dintre o femeie și un bărbat nu se compară cu dragostea dintre doi camarazi. Ai înțeles? Și oricum, nicio nevastă nu-i de acord să își lase bărbatul să iasă și el cu băieții, să aibă și el joia băieților, să se ducă și el la o bere. Să se ducă să facă un fotbal, să meargă la undeva, la o discotecă, na, la să schi. Se relaxeze. Și pe deasupra, Sofica ți era și șefă, mă, te comanda. Păi eu te văd că acum nu mai este. Dar de ce nu mai suntem noi iarăși ca înainte? Păi, pe mine mă întrebi? Păi pe cine? Păi, pe tata mare? E, na. Băi, eu vreau, da? Tu vrei? Normal că vreau. E? Vreau, mă, cum să nu vreau. Nu vrei. Putem încerca. Facem tot ce ne șade nouă în putință ca să... Bine, s-ar putea să nu fim chiar ca la început, petreuși, sudați. Putem să începem cu un armistițiu. Nu! Eu te, de exemplu, da. Eu mă angajez că nu te trimit pe tine nicio misiune înjositoare. Rău. Cum îți făcea ție Șofica. Așa. Și în schimb, tu te angajezi să nu mă sabotezi pe mine în calitate de șef. Adică a te pui nenică să tragi, să mă zgâlți după șcaun, să-mi faci tot felul de nefăcute. Nu fac, mă. E ok? E ok, mă. Juri? Jur. Să n-am paie la măgar. Să n-ai. Am fugit cu asta. Pupăză, vezi că mâine am și o filmare la tine în dormitor. Sorry, Gogule, dar nu-l mai închiriez. Vreau să țin liber pentru întâlnirile cu Bela. Că poate să mă sune în orice clipă sau chiar poate să vină inopinat. Și trebuie să am unde să o bag, dacă mă înțelegi la ce mă refer. Păi nu înțeleg eu. Păi nu înțelegi tu. Du-o la mine în dormitor. A, nu. Încă nu vrea, că nu inspiră-mă dormitorul tău. Și că al meu e mai sexy. Da, mă, dar e producție ei, deci și bugetul ei. O să înțeleagă, las că vorbesc cu ea. Nu vorbesc cu nimeni nimic. Păi dacă am zis că nu mai filmez la mine, nu mai filmez și punct. Că e dormitorul meu. Știi ce? E dormitorul tău pentru că ți l-am cedat eu. Că am văzut că ești macioman și că ai nevoie de un atac. Dar dacă ți se urcă la cap, o să punem program pe el. Pentru că am și eu drepturi la fel de egale ca și ale tale. De fapt, am chiar mai mult decât tine, pentru că eu aduc mai mulți bani în casă. Deci eu sunt mai șef ca tine. Știi ce? Gata. Ea eliberează tu terenul, pentru că eu am vorbit deja cu Cora, să aduc actorii și eu trebuie să instalez aparatura. Iauzi. Chiorete! Chiorete! Vedeat! Să trăiți! Ce cu tine, mă, halul ăsta? Mi-am luat ștram, noi și am probat puțin vre. Hai, încheie-te, că nu poți să te văd așa. Da. Fii atent că s-a anunțat control la arhivă. Așa. Trebuie să fie totul luna acolo.
Îl trimis pe Poponeț să ia fiecare dosar în parte în mână, să nu fie fir de praf pe el. Formele ordonează și să facă tot ce știe, numai să ieșim bine. Păi stai, bre, că asta e treabă de câteva zile. Exact. Nu iese de acolo până nu termină. Stai, bre, nu-i bine îl trimite noi pe Moș Ciulica. Că munca de arhivă e ceva așa derizoriu. Și sub competența unuia experimentat ca Poponeț. Pe Poponeț ar fi bine să-l păstrăm pacirea pe lângă noi pânseții în caz că apare un caz de forță majoră, bre. Băi, ești nebun? Îl lauzi pe Poponeț? Ce s-a întâmplat cu tine, Chiorete? Vezi să n-audă Sofica că dor pe preș la noapte. Și acum, lăsând gluma la o parte, pe Puternicos nu putem să-l trimitem, bă, la arhivă. Știi că ăla e idiot. Vrei să ne deterioreze dosarele? O să creadă că sunt haltere și o să tragă de ele până le face ferpeniță. Nu, mă, la arhivă trebuie să trimitem un agent delicat, finuț, ca Poponeț, așa. Ai înțeles? Da? Salut! Am venit să pregătesc filmarea. Sorry, dar ai venit degeaba, că nu se filmează aici. Păi cum nu se filmează aici? Costel mi-a zis că... Și-a bătut joc de tine. Ăla este dormitorul meu și dacă eu spun că nu se filmează, nu se filmează și punct. Că cheia, virgulă, e la mine. Uite. Uite. Pa! Exact, pa! Gogule. Păi ce credeai, mă, gogoșarule? La arhivă să șterg praful? Așa a cerut Matiescu, mămica. Că vrea o persoană experimentată și delicată în același timp. Ca acoalea la arhivă să manipulează acte dintr-astea vechi foarte, foarte valoroase. Cine vrea, mămica, să se ducă la arhivă? Bruta aia de mușchiulică, care are degetele cât polonezii, să ne dea dracu toată arhiva și să ne retrogradeze ăștia secția. Chiorete, eu acolo nu mă duc, că arhiva îmi dă senzația de penalizare. E ca cantina la armată, să mă duc să curăsc cartofi și morcovi. Că dacă ajungi la arhivă, zice lumea că ai fost praf într-o misiune, că praf la praf trage. Asta e așa. Auzi, mă, Chiorete? Ce? Ordinul ăsta sigur vine de la Matescu? Nu cumva vine de la tine, soțiorul meu drag, ca să te răzbun pe mine, că te-am ținut în abstinență, să mă pui cu botul pe labe. Labele și botul, cotul și piscotul ai, că deja suferă scenarită, nu vezi? Nu înțelegi, dragă, e ordin de la Matiescu, ce vrei să fac? Crezi că nu mi-am dat seama? Mă crezi proastă? Totul e o strategie. Vrei să te răzbun pe mine cu programul de filmare? Pentru că nu vreau să mă împac cu tine. Ba, să știi că te înșel amarnic. Nu eu am schimbat programul de filmare, ci Bela. Serios? Exact, da. Bela l-a pus pe pupăză să ne interzică să mai facem filmări la el în dormitor. Adică își sabotează singura afacerea. Exact. De ce e proastă, nu doar eu? Da. A, nu, nu. Mă, când ți-am zis că minciuna apă nu se face și te mai mir de ce nu-s cu tine. Ia, pa, mă. Cora, stai, mă, stai, mă, Cora, mă, stai, mă. Și să-ți caut singură în altă locație de filmare, pentru că eu nu am timp. De ce? Ies la întâlnire. Cu cine ești la... Cu Poponeț. Mă încupla cu el. Te cupla cu el? Adică, până la urmă, am furat-o? Lasă că lucrurile nu o să rămână așa! Șef! Șefulică! Bosulică! Eu nu pot să mă duc la arhivă cum ați ordonat. Să trăiți! Eu am... Știu că dumneavoastră, știu, am înțeles, dar eu chiar nu pot să mă duc acolo, că e plin de praf. Și eu sunt alergică la praf, că eu am copilărie la țară și m-am sensibilizat. Și fac niște crize de astm extrem de grave. Fac spume la gură, șeful, mă dau cu capul de toți pereții, fac buba neagră, aoleu! Văd că fac ce. Odată era să și mor, șef. Și bănuiesc că nu vreți să o lăsăm pe tanti fără urmași, că eu sunt singura ei speranță la momentul de față. Numai bine îl trimiteți dumneavoastră pe Poponeț, că el e mult mai experimentat, o să se descurce de minune, e... ce să mai bun! Măi, Sofico, dar eu la el m-am gândit de prima dată, dar cred că s-a înțeles greșit ordinul. Șefa, jur pe roșu, mi-a spus chiar ea, cu gura ei, că s-a cuplat cu Poponeț, iar Poponețul a dracu să-i fie stăci. Știi ce înseamnă chestia asta? Că ăla o să fie non-stop după fundul ei și s-ar putea în felul ăsta să afle cu cine ocupăm de fapt. Și să dăm de Bela. Ăsta, de Belea. Bine, mă, și ce vrei să fac eu?
Eu nu pot să dau afară pe considerente sentimentale. Adică fără motiv, că e juristă și mă dă naibii în judecată și îmi cere și daune morale pentru că am concediat-o abuziv. Plus că nu mă lasă inima, suntem și prietene. Dar cine a zis șefa să o dai afară? Nici nu vreau să o dai afară. Trebuie doar să o despărțintă milițian. Cum? Nu știu cum, trebuie să găsim o soluție să nu mai fie ăștia cuplați. Că altfel ne cuplăm noi cu arestul. Pe cine ți-am zis eu să trimiți, mă, la arhivă? Pe Sofica sau pe Poponeț? Ți se pare că sunt una și aceeași persoană? Îi confunzi prin casă? Băi, eu înțeleg că Sofica are Poponeț, dar Poponeț n-are Sofica. N-are, are Chiorete Sofica. Și șeful noastră ați ordonat să trimit un agent delicat. Și Sofica e... nevastă ta și te-ai gândit să-i dai ei ordinul ca să mai scap de pe capul tău de ea de aici, de la birou, că o vezi 24 din 24. Bă, Chiorete, eu înțeleg, dar nu te folosi de numele meu, mă. Asumă-ți ordinul. Am înțeles să trăiți, așa o să fac. Mă duc și zic... Nu mai e nevoie, că i-am aprobat eu să nu se ducă. Îl trimis pe Popunesc cum am vorbit prima dată. Și dacă subit așa te-a apucat dragostea pentru el și vrei să-l cocoloșești, te duci tu în locul lui, mă. Ai înțeles? Clar? Creativul ăsta nu mai are niciun pic de autoritate în fața munierilor. Face astea ce vrea din el. A făcut șlenger, treanță, cârpălă. Popo, să te rog eu frumos, ascultă-mă! Gogule, insiști degeaba. Dacă am zis că nu filmezi în dormitor, nu filmezi! Că relația mea cu Bela e mai importantă decât firfireia aia. Popoza, nu vreau să filmez. Și tocmai despre relația ta cu Bela vreau să vorbim. Auzi, dacă încerci să bați strâmbe ca să te răzbuni... Popoza, Poponeț s-a cuplat cu Cora. Ea mi-a recunoscut, mi-a spus în față direct chestia asta. Și trebuie să facem orice să mă ajuți să-i despărțim. Că dacă află milițianul cu ce se ocupă Bela, și o să afle, pentru că o să se țină non-stop după fondul Corei, o să-ți ia adio și de la iubițica ta și de la finanțarea ei, pentru că o să ajungă în arest. Înțelegi? Așa și? Cum așa și mai... Bine, mă, bine! O să mă gândesc. Dar lasă-mă singur. Și după ce că era autoritară și mi-a zdruncinat încrederea în mine, m-a mai și părăsit. Îți dai seama, măi, Teo, cum mă simt? Abandonat, timorat, depravat. Asta, deprimat. Bravo, mă! Bravo! Mă, tu actor trebuia să te faci. Măi, Teo, tu nu mă crezi. Dar să știi că eu mi-am pierdut respectul de sine. Mi-am pierdut orice urmă de... Ce mai nu pot să-i zic unei femei nici măcar bună ziua. Păi nu-i zice, întâlnește-te seara. Eu vorbeam serios. Și eu. Mă, descule, tu puteai să inventezi ceva mai verosimil ca să vii aici. Da, Chiorete, ce, l-ai pierdut pe șef tu. E aici, e bine. Cum dragi să fie bine când i-a refuzat șofica mea un ordin în față? Vezi că ăsta chiar a devenit la vil în fața munierilor. Fă-i ceva, că dacă îl încalică subalterne pe Acilea, ne dă dracu imaginea seții. Îți dai seama? Ok, ok, o să evaluez. Chiorete, era îngrijorat de starea ta. Aha, ai văzut că nu te-a mințit că n-a fost niciun teatru? Doamne! O iau pe asta ca pe un semn. Deci ce ziceai? A, că ești rănit de despărțire, dar stai liniștit că o să-ți treacă. O să găsești o altă tipă, că tu ești un băiat descurcăreț. Ia zi, ai pe cineva în vizor? Normal, o păpușe. Măi, Mătescu, tu ai nevoie de o femeie, vie. Nu mă gătea o păpușe la figurat. Că altfel e o super femeie. E înaltă, frumoasă, blondă, cultă, că mie îmi plac cultele, picioare până în dinți, că mie îmi plac dinții. Ce mai, o bijuterie. Numai că n-am curaj să-i zic nimic, să-mi adresez vreo vorbă. Că știți, am zis, mi-am pierdut încrederea în mine. Trimite-i și tu un buchet de flori. Mi-a deschis portița. Mulțumesc pentru semn, Doamne, rămân dator. Am fugit să-l iau. Fugi, ba! Da, Doamne, să nu fiu eu. Cum te duci, dragă, tu la arhivă? De ce tu? Uite așa, dar dracu, ce sunt din cauza ta. Da, că m-a pedepsit Matiescu, că a zis că n-am înțeles eu bine ordinul, că nu era pentru tine, era pentru Poponeț. Dar dacă nu mi te duceai tu să mi te împlângi la el cu jalba în proțap, nu s-ar fi întâmplat chestia asta. Dar uite că te-ai dus și s-a întâmplat. Și acum ești mulțumită? Hai, țopăie, jubilează, pune-ți mărul în nas, pam, pam, ole. Salutare, madame. Salutare, Popoză! Poponețule, dacă nu te desparți de Cora, o să ai în mine cel mai mare dușman, mă. Pentru că eu nu accept să-i fur iubita prietenului meu de viață, să fie clar, da? Ce, mă, Popoză, ți-e bine sau nu ți-e bine? Nu! Adică mă simt trădat, mă, ca și gogoaș. Nu m-am cuplat cu nicio Cora, nebunule!
Aș fi vrut eu. Hai, lasă minciunile că a recunoscut Cora că s-a cuplat cu tine. Cora? Da. Cu mine? Da. E o farsă? E o farsă, nu? Unde-s camerele, a? Sau nu e o farsă? Nu e o farsă. Te-a pus pe tine, Teo, ca să mă verifici pe mine dacă m-am cuplat. Băi, și ce? Te spui că nu m-am cuplat. Nu m-am cuplat, dar nici cu ea nu mă împac. Nu mă împac cu ea decât în fața ofițerului stării civile. Să-l aud eu pe ăla, așa, și să zică, cetățene. Și ea să zică prima da, ai înțeles? Aaa, e o farsă, nu-i așa? E o farsă. Unde sunt camere? Unde? Na, ca să vezi tu cum e. O pasăcie, nu ți-e bine, mă. De ce mi-era frică? N-am scăpat nici nopțul. Mate, sclecim cu astea! Aoleo, oi fi înțeles greșit semnul. Măi, Teo, ăsta este un buchet de flori pe care l-am luat pentru tipa de care ți-am spus. Dar ți l-am trimis întâi ție să-mi spui dacă e ok, să nu mă fac cumva de rușine. Păi nu prea e mult, Matescule, nu prea e, că puteai mai mult, că ești dita mai șef în poliție, nu? E de ajuns să intri în piață și pleci cu un portbagaj de flori. Hai, schimbă. A, deci asta era. Nu-i place buchetul? Atunci poți să-l păstrezi. Poftim? Adică nu, nu, că nu ești tu de buchete de-astea ieftine. Și o să-ți iau cel mai scump buchet de pe piață, că doar ești terapeuta mea favorită. Ești îngerul care mă face bine. Celebrul comisar Matescu se întoarce rapido. Celebrul, da, scoate-ți-l de aici. Uite, nu vreau să mă înțelegi greșit, dar de când s-a cuplat cu tine, nu-i mai stă capul la treabă deloc. Da, nu mai este în stare să țină nici măcar un program de filmări. Mi-a bramburit toate reclamele. Iar ritmul ăsta la ce varză are în cap acum, e în stare să fac un film erotic în loc de reclame. Măi, Bela, voi v-ați vorbit cu toții să mă luați pe mine la mișto? De unde și până unde ai scos-o că m-am cuplat eu cu Cora? Nu că n-aș vrea, dar n-am nicio treabă cu fata zău. O bune! I-a spus, mă! Ce, mă? I-a zis că s-a combinat cu mine? Da. Pe bune? Băi, ești nebun? Te pomenești că asta chiar mă vrea, dar n-are curaj. Pentru feblețea mea? Ce să-ți povestesc? E? Ce zici de asta? Altă viață. Frumos. Bună, Teo. Bună. Cer scuze, dar am o urgență cu șef. Te rog. Șef! L-ați pedepsit degeaba pe Chiorete, că nu poate să se ducă la arhivă. Că o să-mi vin acasă plin de praf și o să-mi declanșeze crizele de azi. Că doar dormim în același pat, suntem soț și soție, nu e normal? Și n-ați rezolvat deloc situația. Auziți? Nu mai bine îl trimiteți dumneavoastră pe Poponeț, cum v-am sugerat eu inițial, că la poate să vină cu praful până în gât, săria Rocky, că nu-mi pasă, că nu dorm cu el în pat. Ok. Vă schimbam. Așa simplu a fost, mă. Scuze încă o dată, succes în continuare. Pa. Pa. Vezi mă, Teo, nu mai am pic de autoritate în fața femeilor. Sunt timorat complet. Da, și Sofia nu e o tipă extrem de puternică. Corect, dar are în spate una, pe tanti. Zi ce mă fac, măi, Teo, zi ce mă fac, că femeia pe care vreau să o cuceresc este mega puternică, este o stâncă. Stai liniștit, că florile astea o să o moaie oricât de stâncă ar fi, numai că tu trebuie să-ți faci curaj și să te duci să-i le înmânezi. Așa să vadă că sunt de la tine, da? Că biletul ăsta nu spune mare lucru. Se înțelege nimic din el. Aaa! Uleu! Vrei să facem o repetiție ca să zic dacă e bine ce faci, da? Ok, bine. Nu, Teo, nu este nicio repetiție. Totul este real. Coșul ăsta de flori este pentru tine. Mi le dai ca să mulțumesc pentru ajutor în locul lor de ieri. Nu, nu în calitate de psihopată. Asta de psihologă ți-l ofer. Teo? Da? Tu ești feblețea pe care vreau să o cuceresc. Bravo, mă, bravo, mă, băiat! L-ai reușit, bravo! Am reușit! Ai reușit, am reușit, da? Am reușit! Ce faci, mai nebunică? Dă-o acolo una! Păi ai zis că am reușit să te cuceresc. Da, ai reușit, pe dracu! Doamne, iartă-mă, ai reușit să-ți învingi complexul, să mai fii timorat în fața femeilor. Deci putem să declarăm terapia încheiată. Eu am crezut că mă miram eu să am succes așa deodată. Nu te mai complexa iar, că tu ești un tip ok, dar eu sunt încă cu Poponeț, nu ne-am despărțit definitiv. Și dacă nu am încheiat o relație, eu nu pot să încep alta, da? Înțelegi, nu? Da, da, Poponeț zicea că nu mai simte. Mai e, te, na, minte că vrea să se dea cocoș. Uite, dacă nu mă crezi, îl chem, fii atent. Ia.
Sunt Poponeț, agent Poponeț. Lăsați un mesaj după bip. De unde sunt? Dacă vrei, treci pe la mine diseară ca să continuăm, știi tu. Continuăm, știu eu. Bine, pa. O fi ocupat. Îți dai seama că nu aș fi sunat dacă nu eram împreună, că eram penibilă. Da, scuze. Da. Distracție plăcută cu Poponeț diseară la continuare. Eu mă retrag acum, dar dacă vreodată o să închei definitiv relația cu Poponeț, celebrul comisar Matescu te așteaptă. Oricând, anunță-mă. Da, mi-a părut bine, celebru. Gata, iubire. Ți-am revocat pedeapsa. Adică... cum? Adică nu mai trebuie să te duci la arhivă, că am vorbit cu Matescu și o să se ducă Poponeț, cum era inițial. Popo. Hai, cheamă-l să-i dai ordinul. Să-l chem, da. Ok, am înțeles, nu vrei să pari un șef dur, îl chem eu și îi dau eu ordinul. No. Poponeț! Urgent la șeful, Popo! Agent Poponeț! Da. Ia echiparea și fuguța aia... Alea, măi, Sofica, ce semnează mitocănia asta? În unitatea asta, cine dă ordine, eu sau tu? Cine-i șeful? Păi, tu ești iubire, dă-i tu ordinul. Păi, așa o să-și fac. Mă... Poponeț! Ăsta ești! Mă... Colega! Te îmbraci și te duci la arhivă, că și căpincă, să faci ordine și curățenie pe acolo, că s-a anunțat un control de rutină. Super! Excelent! Mă duc! Prea fă-te mai bine că nu ți-a ieșit. Super! Wow! Măi, colega, iartă-mă. Ce? N-am avut ce să fac. Știu că ți se pare o misiune... înjositoare și la drept umilitoare asta cu arhiva. Dar n-am avut ce să fac pe cuvânt, asta mi-e Sfânta Cruce. Am vrut să mă duc chiar eu în locul tău. Dar nu m-a lăsat ea. S-a dus și m-a raportat la Matiescu. Că cum e posibil ca dita mai șeful de secție să ducă printre alea de la arhivă. Și atunci Matiescu a intervenit și a zis să se ducă agentul Poponeț. Na, iartă-mă. Ce? Nu-i nicio problemă. Nu știi ce te agiți atâta. Este exact misiunea care îmi trebuia ca să nu mă duc la Teo, că tocmai mi-a dat un telefon să vin la ea, să mă aburească ea acolo, că o să facem noi nunta nu știu cum și nu știu cum. Înțelegi? Și am ocazia să nu mă duc. Mă duc la arhivă Boiersă. Auzi? Și te cinstesc pentru misiunea asta, nu că mă supă. După program pe mobere. Sunt la arhivă! Alo, da. Ceau, Teo. Auzi, cum mai merge terapia lui șeful? Sofico, Matescu nu are nimic, doar a inventat că are, ca să poată să vină la mine la cabinet și să-mi facă curte ca un libidinos. Păi și atunci de ce face tot ce îi spun eu? Că doar îi sunt inferioară. Da, dar e superioară tanti, în pumn. Hai, te las ca-n pacient. Hai, pa, pa, pa. Bine că știu. Ce mesaj, mă? Ăla subliminal pe care mi l-ai trimis... Și în ciuda opoziției tuturor o să-i dau curs, cu orice risc. O să fim ca Romeo și Julieta. Dacă mai faci asta, chiar că o să fii ca Romeo și Julieta, adică mort. Adică și-au bătut joc de mine? O să le-o plătesc eu lor. Cine și-a bătut joc de tine? Explică-mi odată. Păi cine? Șef ta și cu pupăță. Da, că de-aia am făcut ce am făcut. Ce? Doare pe tine. Rejești ca prostul. Mâncă, îndrăgostiții se mai ceartă între ei. Și mie încur pletele. Ia zi, Sofico, ce vrei? Să-l schimb pe Chiorete din funcția de șef de secție. Că mi l-ai transformat într-un monstru și dacă rămâne acolo, îmi riscă snicia. Și tanti, n-o să fie prea încântată să ne despărțim. Auzi? Dar de ce nu rezolvi tu problema asta direct cu tântișor? Pun-o să-l convingă să-și dea demisia, că ia la pușef.
Matescule, fă cum îți spun și nu mai pasă autoritatea altora. Fii și tu odată autoritar, ce naiba. Ok, tu ai vrut, da? Exact, eu am vrut. Păi atunci, ia-mi șoarte. Șeful, șeful șoarte, eu sunt fragilă, șeful. Fragilă. Mersi, nu știu cum m-ați făcut, nu știu cum i-ați împărligat. Dar v-a ieșit, frate, v-a ieșit, mersi, mersi. Yes, yes. Exact cum am bănuit. Mamă, ce mincinoși de sfârșit sunteți. Mimi, Poponeți sunt. Băi, o să-ți trimit pe telefon o adresă, să vii imediat aici, în 5 minute să fii. N-ai nicio treabă, că dacă ai, o să am și o treabă cu amenziile tale și o să ți le trimit la plată prin executor, ai înțeles? Hai, Mișa, spune-o. Adi, șeful, șeful, a fost doar o glumă nevinovată, nu mă închide, șeful. O glumă, dar cu iz de sfidare a autorității. Dai noroc că mi-a plăcut, că altfel erai la pază de statui, drăguță. Deci, șeful, dar eu am vrut doar să verific dacă ați depășit problema aia de care vă plângeați cu autoritatea, atât. E bine, și eu ți-am demonstrat că am depășit-o. Atentă, cu interpretare, cu stil focos, ai înțeles? Dacă nu, o să-ți dau la amenzi până o să-ți umfle peștele bot. O să-ți-l facă, zici că ți-ai băgat și silicon și botox. Hai, ține aici. Surpriză! Mi-a fost dor de tine și n-am avut răbdare să te aștept. Cine e asta, popasă? Habar n-am, trec acum mă văd pentru prima dată. Cred că mă confundă. E beată. Nu sunt beată, mincinosule. Uite. Și dacă tu nu mă cunoști, atunci eu cum știu cine ești? Pupă Zăge Grigoraș, CNP 26907234600099, serie RX, număr 806051. Mimi Fotino, iubita domnului dumneavoastră. O parteneră de afaceri care să-i ceară daune morale pentru încălcarea contractului. Nu te lăsa, stai dracu, că măi nici nu cunosc pe fața asta, habar n-am acum. Ce vrei să fac ca să mă crezi? Când îți spun, acum văzut-o și eu. Acum să închid. Stricător de relații ce sunteți. Vă rog eu mult, șef. Vă rog eu din toată inimioara mea. Și vă garantez că nu o să mai întâmple așa ceva. O eliberați pe răspunderea mea. Promit că o pedesesc exemplar. Să trăiți. Să trăiți pe respect. Vă mulțumesc. Auzi, mă? Ce s-a mai întâmplat, mă, iar? Apreciez foarte tare gestul de a o pedepsi pe Sofica pentru comportamentul ei față de mine. Păi stai, nu! Lasă-mă să zic! Dar e prea mult, pe bune, cred că exagerezi. Eu? Gândește-te că totuși familia mult mai aproape de tine, în general, în toată viața, decât o frăție, fie ea și Petreușa. Zău, ce mai bine ar fi, dai drum. Păi atunci mă duc să eliberez, mă. Da. Acum, mai las-o un pic, mai las-o un pic să fiarbă un pic, să mognească așa, să înțeleagă cine-i șeful. Cine-i șeful? Tu ești cocoșul în casă, nu? Nu sunt eu cocoș. O mai las așa, dar... Așa! Și să știi că apreciez foarte tare și știi că prima ocazie mă revanșez. Și apropo, berea se face două. Chiorete! Da, șef! S-a trăit! Ce e, bre? Ce intrare asta intempestivă, bă? Mă bucur că vă văz, bre! Chiorete! Da! Hai, bre, nu mă lași, bă! Ce s-a întâmplat? Și, bre, te-o înflăresc! Chiorete! Da, la ordine, s-a trăit! Un șut trebuie, mă intrași la fugărit.
ce cu tine, mă? N-am frică, intrați în fluture, că n-are porândunică. Păi stai, bre, că aia durează câteva zile, mă! Și mă doare fufă, mă! Poftiți, luați un loc pe canapea. Să știți că o să vă simțiți aici ca în rai. Da. Luați loc. Ia uite, mă, a mai venit un. E mare. Auzi, bine? Păi trebuie să facem și noi o afacere legată de refugiați. Să profităm și noi că se umple beciul. Tu nu vezi că nici măcar nu ne putem înțelege cu ei? O să faci febră musculară la mâini încercând să le explici ce înseamnă cuvântul afacere. Doar aminte în ce costă ea. Dar n-am zis, dragă, că îi angajez. Trebuie să facem ceva pentru ei. Înțelegi? O prestare de serviciu ca să încasăm. Știu, știu. Exact de asta mi-era frică, că știi. O să-i ajut să se obișnuiască cu limba. La care limbă te referi? La limba română sau la aia din gura ta? Că nu agrezi glumele de baracă. Și da, ca să-i asigur viitorul Fita, sunt în stare să învăț orice. Dar mă rog, pentru început o să mă rezum la învăța limba română, mă. Și cu ce crezi că o să te plătească ăia investitoare? Că sunt niște amărâți. Bine, exceptând plata aia universală naturistă. O să mă plătească statul, încuiatule, nu ei. Că dacă eu învăț pe refugiați limba română, ei își pot găsi mai ușor de muncă și atunci scutesc statul să le mai dea ajutoare de subzistență. Da! Mai bine accepti plata aia naturistă de la refugiați decât să aștepți ceva de la statul român. Mă reîntâlnești cu ceva! Da, da, e bine de știut că mă lași. Nu te las, era o metaforă. O metaforă? Ia uite la el, s-a transformat din limbist în lingvist. Bine că știu că te iau să mă ajut la predare. Cafea. Coffee. De muncă doriți? Trabahar? Arbeit? Yeah. Working? Yeah. Movie star? Actor? Grande actor? Adică star, ce să mai... Yeah. Ok, un moment. Twenty Century Fox. Haideți că mai am un armăsar pentru dumneavoastră. Tot refugiat. Black Beauty, domne, numai mușchi și dinți albi. Da, azi îl aduc. Să se spele și omul un pic și venim. Da. Da? Yeah, yeah. Famous, famous, star. Tu, adică și eu. Bun. Deci așa, agent Chiorete,
Ce face bine? Vorbesc singur ca televizorul? Mai dai și masă? Nu-ți vorbesc cu tine. Ori ai uitat că și pe mătăruță în ultima perioadă, de când ne-am luat, te cheamă tot Chiorete. De fapt, nu cred că ai uitat. N-ai realizat că ești măritată, că altfel ți-ai fi respectat bărbatul. Care bărbatul întâmplător ți-a și șef. Da, ce am mai făcut, dragă? Șef. Fără dragă, cu șeful. Și, apropo, ai făcut un rat. O mica micuța, numai că te-ai apucat să dai două tone de declarații pe la presă, fără acordul nimănui. Și tu știi foarte bine că declarațiile la presă nu are voie să le dea decât ofițerii superiori, șeful de secție și purtătoarea de cuvânt. Dar sunt sigur că chestia asta o știi foarte bine, căci ca fiindcă ai fost șeful de secție. Nu te gădui! Păi de-aia am și dat interviu din obișnuință, că am fost atâta timp șefă de secție. Scuză-mă, na! Păi, roagă-te să nu fi aflat Matiescu, că... Neața! Vă trăiți, șeful! Ai văzut, Chiorete, declarațiile Sofiei? Am văzut, șefă! Și vă rog respectos să-l iertați! Vă promit că nu se mai repetă, să trăiți! Păi de ce să nu se mai repete, mă, că a fost foarte bine, scurt și la obiect. A fost foarte... De, mă, experiența apă nu se face. Apă nu se face. Auză, zic să o punem purtătoare de cuvânt, mă, că de fapt așa și fost vorba când am vorbit cu tântișor, că îi mai dăm o funcție ca să compenseze scăderea de leafă, că nu mai e șefă. Șefă, vorbiți serios? Adică eu o să fiu purtătoarea de cuvânt a secției? Asta dacă este de acord și Chiorete. Păi... De ce să nu fiu de acord, bre? Dar nu prea pari. Păi, sunt foarte fericit, dar mă bucur în mine, că nu pot să mă apuc să tot mai fac în birou. Am și eu o prestanță, o... Aroganță. O ce? O, am zis că e ok și că ne bucurăm acasă. Ne bucurăm acasă, bre. Și vreau să mă bag, profă, de limbi la refugiați, mă ajuți? Te lasă, Van Damme? Profă de limba română, nu de ce ți închipui tu, obsedat-o? Cine vorbea? Înțeleg că vrei să te faci pedagog, dar să știi că pentru asta îți trebuie atestat, ah. Miss. Da, adică trebuie să faci cursuri, să dai un examen, să ții patalama de cadru didactic. Asta se rezolvă rapid. Nu se mai rezolvă așa rapid. Și dacă te gândești să-ți cumperi diplomă, o să ai o surpriză. Că nu se mai bagă nimeni. Toată poliția e cu ochii pe domeniu. E caz penal. Mă rog, în cazul tău penală. Stai, dragă, liniștită, că nu vreau să cumpăr nicio diplomă. Am găsit niște cursuri rapide pe net și într-o lună sunt profesoară cu patalama. Bun, și cum o să le predai refugiaților? Că ea nu știu decât păsărească aia lor și tu nu știi o babă. Cum o să te înțeleagă? Da, cine a zis că trebuie să mă înțeleagă? Ideea e ca eu să predau să pot să-mi iau banii. Și tu crezi că eu în liceu înțelegeam ceva din matematica aia? Nu, dar proful meu își lua salariu. Noroc. Noroc. Știu de ce ești îngândurat și ai dreptate. Dar pot să te ajut să rezolvi problema. Să n-ajungă nevastă-ta purtător de cuvânt. Păfărâsule, am auzit eu bine, ori m-au atacat halucinațiile. Tu mi-am propus să-mi sabotez nevasta? De ce aș face treaba asta? Pentru că ți-e frică. Mie? Că o să-și o ia în cap și nu o să te mai înțelegi cu ea pe aici, pe în secție. Și dacă apare la televizor, o să-și facă imagine. Și automat o să-i se deschidă din nou drumul spre vârf. Spre... la asta nu m-am gândit. Dar nu cred eu că soțioara mea vrea să-mi ia mie locul, mă. Nu, n-ar face aia chestia asta niciodată. N-ar. Dar tu cum ai făcut, mă? N-ai făcut la fel, nu i-ai luat locul. Tu crezi că i-a uitat? Hait. Nici la asta nu m-am gândit. Păi normal că nu te-ai gândit, dar nici nu trebuie să te gândești, că de-aia sunt eu aici ca să gândesc, să-ți deschid ochii. Pus că tu ai o grămadă pe cap, că de-aia e șef. Da. Am. Și șef. O să mai fii? Că dacă ajunge purtător de cuvânt... Gata! Termină! M-ai convins, gata! Așa te vrea, mă! Celălalt, puternic! Ce ne vrea? Lasă-mă așa vreo jumătate de oră, să elaborez un plan. Nu, lasă, nu face tu niciun plan. De plan mă ocup eu personel. Cum te ocup tu personel? Că tu deja ai fost de acord ca să o numești purtător de cuvânt. Păi, convinc eu într-un fel să renunțe la funcție.
O vrăjesc eu cumva. O vrăjești? Rumburacule! Of! Păi n-am fost eu mentorul tău? Cine te-a inspirat să predai română? De atunci fii în continuare și dă-mi și mie niște bani să-mi iau atestatul. Hai, mentorule, hai! Sau mai bine zis, mentorule! Ce e ăsta așa, ce atestat? Ăla care să certifice că sunt profă de limbi. O, păi ce bine voi, mă, pisică, că te certific eu! Dacă e vreunul care nu crede, îl trimiți la mine și gata! Iubire, încetează cu insinuări! Da, tu n-ai insinuat când ai zis mentorule? Sau tu ai voie și eu nu? Uite, am vrut și eu să-ți întorc complimentul. Ok, mersi. Vezi că diseară te scot la lecție. Să te învăț meserie. Că tu ar trebui să fii profesor la ce ai zis, nu eu. Hai, dăbănuție, ia că vreau să încep cursurile. Tu chiar vorbești serios? Adică vrei să devii profesor al emigranților? Sau stai bot în bot toată ziua cu refugiații? Nu-ți dau niciun ban pentru că... pentru că sunt gelos. Doamne, dacă nu-mi dai bani, să știi că să fiu nevoită să-i procur din altă parte. Și cine știe ce mă pune finanțatorul să fac pentru ei? Poate chiar chestia aia la care ai zis că sunt profă. Ok, ok, ok. Ok, o să-ți plătesc atestatul ăla. Da. Nu dai un examen prealabil? Mă, ce școală e asta? La distanță. Și da, dau un examen de acasă, online. Online? Păi poți să copiezi. N-ai la ce, că e probă practică. Trebuie să dovedesc în fața unei comisii care mă privește prin webcam că sunt bună de pedagog. Adică, mai pe românește, trebuie să predau română cuiva și ei mă văd în timp real și se pronunță. Hai mă, iubire, dă banii de taxă, că practic examenul e ca și luat. Hai răbdare să fie luat și faptic, nu numai practic. Și dacă ți-am promis că ți-i dau, o să ți-i dau. Sau n-ai încredere în mine? A, ba da, mai ales când e vorba de bani. Păi, ai văzut? Da, de ce să nu fie bine? Că fiindcă dacă ajungi purtătoare de cuvânt, o să-mi stai non-stop pe la TV și o să bălească toți infractorii pe la tine. Păi și înainte nu băleau, mă, că apăream la TV în calitate de șefă. Bine, bine, dar atunci... atunci nu ieșeai pe teren ca să te surprindă infractorii pe boschete. Mă înțelegi? Atunci erai cu mințică la birou, cine la secție, da? Păi atunci nu mă mai trimite dragă în teren ca să mă protejez, să stau cu mințică acilea. Mămica, tu vrei deveni portătoare de cuvânt numai ca să închiulești mie de la misiuni? Nu, mă, nu. Tu vrei să nu devin ca nu cumva să-ți iau ție fața. Aha! Deci recunoști, ți-ai dat la rama pe față, ca asta urmărești, ca să fii profesionel deasupra mea. Dar numai profesionel, că în altfel, în ultima perioadă, mai rar. Mai rar că ești măgar. Ia uite-mă, ce tare sunt, ce calități de purtătoare de cuvânt am, vorbesc în rime. Vorbesc în rime. Dar stai-mă liniștit, că așa o să rămân. Nu-ți iau locul, ahtiatule, după funcție care ești. Da, nici nu sunt ahtiat pe nicio funcție și mă doare în codă funcția asta. Păi, atâta timp cât ea rămâne la noi în familie, da? Serios? Da. Păi atunci ea renunță la funcție în favoarea mea, să redevin șefă. Nici într-un caz. Păi ce vrei, să mă răză toată lumea că am dat bir cu fugiții ca ultimul laș? Și dacă nu susții soțioara în noua funcție, nu tot laș te numești? Mă numesc cerebral. Da. Se vede bine? Putem să începem? Se vede, perfect. Super! Elev Cucu, astăzi vom studia corpul de... Oh, ok. Ce faci, mă? Păi nu ai zis că studiem corpul? Ce le arătăm oamenilor acolo? Corpul de litere al alfabetului limbii române, elev! Nu suntem la ora de anatomie! Lăsați-l așa! Pe noi nu ne deranjează! Ok! Prima literă a alfabetului este A. Poți să-mi spui un cuvânt care începe cu A? Afrodisiac. Ah. Ok. Ce urmează? Babardeală. Poftim! Adică urmează B. Următoarea literă în alfabet și eu am exemplificat direct. Babardeală. Asta nu este un cuvânt academic. Corect. Babardeală. Mai poți numi un alt cuvânt cu B? Normal. Buci. Uite! E trecut și index, dacă nu mă crezi, uită-te și tu. Buci.
fire scurte rămase din melițarea inului și a cânepii. Ok, ok, trecem la câta, fără organe. Organe. Călăreală. A! Adică atunci când... Știu când, știu ce... Trecem la litera D. Hai că pe ăsta poți să-l spui că este un cuvânt frumos. Dildo? Nu! Dragoste! O secundă, o secundă! Stați că vreau să trec la un alt elev. Să vedeți că mă descurc cu mai multe tipologii de cursanți. A, corect, corect! Că la ce mai era și cur... Sant. Cu tine am terminat, ieși. Cum o să am nevoie să mă ajut cu ceva? Da. Se vede? Ce face asta, mă? Vrea să-și ia atestatul de profesoară să învețe pe refugiați românește. Dacă un curs și nu e examenul, poți să preiei tu afacerea, că plătește statul tot. Să aud subiectele pentru conferința de presă de azi. Zic chiar repede. Eu... Păi, în primul rând, cred că trebuie să anunțăm... Bilanțul pe primele trei luni. Un agent, situația financiară nu face obiectul, da? Nu bilanțul contabil, șeful. Cel referitor la rata infracționalității, că l-am pregătit deja. Bravo, Sofico! Ți-ai zis, mă, că e una de purtătoare de cuvânt? Mai departe. Și, în mod clar, ar trebui să continuăm cu... noile amenzi pentru aruncarea gunoaielor în spațiile publice, ca să nu mai zică contravenienții că n-au știut. Perfect. Că n-au știut. Uite, mă, până că e documentată, e și prevăzătoare. E. Îmi place. Hai, și? Tot eu! Și, în mod normal, ar trebui să încheiem cu... cu statisticile de la rutieră, ca să-i mai potolim pe vitezoman, șef. Corect. Cu asta. Hai că-i de ajuns pentru conferința de azi. Sofico, să-ți dau o cafea, că ești bună tare. Da, hai. Nu, cu cafea, mine, șeful. Cu pălintuță mă mai îmbujorești, da. Eu. Auzi, cât e amendat dacă nu-și guma? Poftim? Ce mă cu fața asta la tine? Păi alta n-am, mă. Ți-am zis că asta o să întâmple? Doamna, da, da? Care este cel mai lung cuvânt din limba română, știți? Normal că știu, că de sunt profesoară. De zic și eu. Deci, care e? E pneumono-ultramicroscopic silico-volcanico-nioză. Ce aibă asta? Este o boală a minerilor. Dar eu zic să continuăm cu lucruri mai ușoare. Cu cuvinte uzuale folosite în conversațiile de zi cu zi. Propun să începem cu sinonimele. Nu mai e nevoie, ne-ați convins. Sunteți admisă. Serios, vorbim serios! Mulțumesc! Profesoară! Profesoară, sunt profesoară, da. Să vă adresați cu doamna profesoară Emma Cocuța, înțeles? Hai că mă duc să iau ceva de băut, fac cinste. Da bani! Pentru? Să uit circul pe care mi l-ai făcut în oră, scârbă! Hai! Sunt profesoară! Ce mai fac cu mă pupăză? Acum să stăm pot în pot cu refugiații! Să facă schimb de limbi! Dar atunci predă și tu cu ea! Cum să predă, mă, că n-am atestat? Păi ia-ți! Ai văzut cum se face? Pneumo, bla bla bla, comico-microscolioză și gata! Și uite, o să joc eu pentru tine rolul elevului. Auzi, și-mi plătești și taxa de școlarizare? Nu te întinde mai mult decât se plapuma, că dormi afară. Ce? Am încercat și eu. Gata! Recunosc, da, am nevoie de ajutorul tău. Dar cum facem? Cum facem să n-afle că eu sunt implicat? Că dacă află, dacă am mirosit ceva... Păi atunci, arivai, teribă, sunt la gară, căsnicia mea în cui. Sunt la revedere cu brânză, nu mai... Stai liniștit că nu o să las nicio urmă. O să modific comunicatul de presă, nițeluș, prin părțile esențiale. Păi tu ești puțin complet în pila cap. Ce? De ce? Păi crezi că nu o să miroase că eu sunt implicat în măgăria asta? Nu și dacă tu o să stai lipit de ea până la conferința de presă. Cum? O să stai sticker, lipit și cum? Ca marca de scrisoare, ia când...
Mi-te-ai lipit de suflet. Ia zi-zi-ni tu! Mi-te-ai lipit de suflet. Așa faci! Te ca duci marca de scrisoare! Așa. Te duci așa acasă cântând și îi spui că vrei să sărbătorești numirea ei în funcție. Yes. Și nu te desprefești de lângă ea, nu! Băi, să duci la băie, tu zică! Mă duc! Băi, ce faci? Face pe mi faci! Ori! Ești mare! Ie, mănâncă ciorba, mănâncă! Băi, ești dești! Te pup și te îmbrățișim! Ești... ești tata sabotorilor, ești Machiavelli-chel! Machiavelli-chel și cu gol! Nu, gol! Machiavelli-gol! Mă bucur că ai făcut frăția Petreușe! Păi da, mă! Te-am pierdut! Dar mai ai câștigat! Tu de acasă, tâmpitule, hai! Ce noroc ai că sunt însurat! Că te sărutam! Hai, mă, Emma, nu pot să cred că ești așa naivă! Tu chiar speri că Van Damme o să facă rost de bani să-ți plătească ție cursul ăla? Ratezi tu șansa să fii doamnă? Păi, pupă, să tu mă faci sărancă! Să fii doamnă profesoară, adică titrată! Hai, mă, să batem palma, mă, că nici nu ți-am cerut procent mare! Jumate, jumate! Îți dai seama? N-am împărțit în felul ăsta cu nimeni niciodată nimic! Never, ever, forever! Bine, nu de bunăvoie. Ok, mă, ok, te cred. Dar fii atent cum facem. Da? Îmi plătești tot ce presupune cursul. Bibliografie, rechizite, tot. Normal că tot. Bine, așa rămâne. Așa rămâne. Pa! Rămâne. Să vină bănuții, să vină. Bine zici, pupăză, să vină bănuții, că tocmai despre asta voiam să vorbim. M-a anunțat furnizorul că este nevoit să mărească prețul mâncării, că intră alimentele mai scump. Serios? Păi atunci spune tu furnizorului să-și ia contractul și să-și îl bage acolo pe unde ies alimentele mai scump. Eu nu dau niciun leu în plus. Treaba ta, pupăză, dar o să ai controle zilnic pentru verificarea avizelor mâncării. Eu zic că nu o să am. Că dacă o să am, o să-i spun lui Teo că îi saboteze afacerea. Da, da, că și ea și ia bani de aici în calitate de psiholog al refugiaților. Și o să-ți ia adio de la orice șansă la ea. Bine, mă, pupăză, ce te înfoi așa? O să mă duc și o să vorbesc eu cu furnizorii să dea alimentele la vechiul preț. Păi, e bine? E bine, mă. Vezi că se poate? O plăcere deosebită ca întotdeauna. Da, 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 hai, du-te! Du-te! Du-te, drecum! Ce e asta, Chiorete? Asta e ciupuță mămică de la noi, de la țară. Cum îți place ție? Chiorete, ce cu masa asta? Care? Păi aici a fost tot timpul. Ce e pe masă? Da. E... mămica, vreau mă revanșa, căci că fiindcă a fost un porc și un măgar și nu te-a susținut de prima dată, cum era și normal. Și ca să sărbătorim succesul pe care o să-l ai în noua funcție. Parcă nu erai de acord să accept postul. Auzi, Chiorete, mie miroase ceva ciudat. Cred că de la lumânări, mămica, e dintre astea, cu arome, ceva ca lumea. E cu aromă de scorțișoară. Și asta înțeapă nările. Auzi, mă? Nu cumva mi-ai pus tu ceva în băutură ca să nu mai ajung mâine dimineață la conferință, ha? Asta e mai deșteaptă decât mine și cap de miel la un loc. Așa era mult mai simplu. Cum poți să spui una că asta căpșunica mea vitează și voinică? Uite, fii atent! Șampanie! De-ntraia originală din Bangladesh. Măi, era coadă la ea ca la coadă la frigidere pe vremuri. Scuză-mă, dar chiar nu vine să cred că te-ai sucit așa dintr-o dată. Că până acum ziceai că o să bălească toți obsedația la mine și acum te bucur de numirea mea. Păi dacă ce-și dorești treaba să șeadă mult, nu vreau eu să șeadă în calea fericirii tale și după aia să-mi reproșez că nu te las să te îndeplinești profesional. Știam eu că am un soț iubitor și sensibil și nu un egoist obsedat de funcție. Păi, stă-mi rău, mămica, păi ceță. Dacă te accidentezi, după aia o să-mi bați obrazul, că din cauza mea nu ai ajuns dimineața la conferința de presă.
Dar eu chiar vreau să mă accidentez. Și știi tu cum? Da, Poponeț? Poponeț? Nu, Poponeț! L-am băgat în masă și i-am dat ordine să șeadă pe străzi. Dar nu e rușine la obraz să vie peste noi, că am vrut să ne diranjeze la romanță. Chiorete, mai bine trebuie la secție, că așa aveam și noi toată noaptea doar pentru noi. La secție? A cui dau ordin băgala și măsa să ducă să șeadă acolo? Acum îl sun! Faci tu asta pentru mine, mătănelul meu? Da. Da, chiar că ești un romantic incurabil, o? Și eu care m-am îndoit de tine. Te lasă că să-ți fac și eu o surpriză frumoasă mâine dimineață. Dar să fie cu mult lapte, cum le place la mătănei. Ce dracu de cuvinte sunt în limba asta, mă? Bună! Ce cauți mai aici, tocmai acum? Aici locuiesc, aici muncesc. Ce muncești, mă, tu? Sunt profesor dragă, la fel ca și tine. Te ajut să-l școlarizezi mai repede pe elev. N-ai zis că mă iei? Vandame, elevul cu două moașe rămâne neșcolit. Plus că tu nici nu ai atestat, dragă. Fals. Afirmația ta, nu atestatul. Auzi, știi ceva? Elevul ăsta este al meu. Când o apărea altul, te activezi și tu. Și vorbiți de ce să fie elevul tău, scrie cumva pe fruntea lui Emma Cucu? Băi, Vandame, dai drumul că iau mai multă vechime decât tine, da? Păi ce, e mandarină, ce? Și mandarină, băi! Mă, tu te uiți în mandarinele lui nevastă mea, vezi, îi distrage atenția de la ore cu... Lasă-l la mine că se poate concentra mai bine pe materia predată. Ține, vă stătem în fatiga, că am înțeles, tot erau pe la tine, în fatiga, așa. Da, ce înjur, mă, ce... Ce-a zis, soție? Vezi ce ai făcut cu mandarinele alea, vând? Dacă se duce acum să ne acuze că l-am hărțuit, a? În ce limbă să ne acuze, băi, deșteptule, că nu știu o boabă de română? Că de-aia ne-am și bătut pe el, să-l școlim, nu? Și apropo, eu nu am mandarine. Eu am pomelo. Mă, încheie nasturile! Deci nu vă lăsați până nu-i faceți pe refugiat să plece din casă, a? Ok, dar să vedeți și plecați și voi frumuse când o să afle pupăză. Măi, Teo, stai puțin că a fost o neînțelegere. Noi am vrut doar să-l învățăm românește, nu să-l agresăm. Serios? Și-a văzut un elev recalcitrant. Exact! A sărit la noi la bătaie și când să ne tragă cu pumnul, noi am fugit. Vai, săraci de voi, tu fricos, măi, băi, Teo, nu, măi, nu, stai să-ți explic eu. Nu te mai obosi să-mi explici mie, ci alora de la oficiu pentru refugiați, că acolo s-a dus să ne punem plângere de data asta. Eu am venit doar să vă avertizez că o să vă vină inspecție. Aoleu! Dar ce-ai făcut? Ne-ai lăsat pe drumuri. Hai, dragă, calmează-te, nu mai boci ca o muiere, că o să-l conving eu pe bronzat să-și retragă plângerea. În ce limbă o să-l convingi? În ce limbă? În aia universală. Care e universală? Limba gimnastică, dragă, adică prin... SM. Gata, Sofico, hai că au început să vină ziariștii. Șeful, îmi pare rău, dar nu mai susțin eu conferința. Sofico, lasă glumele de... Nu este nicio glumă, șeful, vorbesc foarte serios. Vă mulțumesc din suflet pentru onoarea de a mă fi propus pe mine pentru funcția de purtător de cuvânt, dar sunt nevoită să o refuz. Ce faci? Tetragul soțului meu, că a acceptat așa cu inima îndoită această numire a mea și chiar nu vreau să-i provoc angoase. Dacă el e un soț iubitor și dispus la sacrificii, la fel trebuie să fiu și eu. Bravo, Sofico! Te felicit pentru altruism! Să ține, dracu, ține conferința de presă atunci! S-a trăit? Fiorete o ține! Uite, ai aici și ordinea de azi. Dar de ce eu? Pentru că tu ești șeful secției. N-ai zis tu că doar cadrele superioare au voie să vorbească cu presa? Am zis? Da! Am zis, a... Eu? No violenta, no war. Make love? Yes. No! Adică s-a înțeles greșit. Eu vreau să te teach you limba română. Make love. No, mi-merit. Am înțeles, eu glumesc la tine. Îl văd română, bătă-te. Norocul să te bată, drăgălașule! Puțin-o, două, trei cuvânt,
La filmare, când mai joc. Ce filmare? A dus domn Popaza. Popaza! Domn contractul a băgat deja în pâine! Asta înseamnă că putem convinge comisia că sunt profesoara ta, nu? Că sunt prieteni? Friends? În ochii ei, nu-n mandarine? Pomelo, da? Comunicatul ăla bun, nu-l mai ia. Mai zis să distrug probele, nu? Chiorete, hai mă, odată când era ziariște aia, toată cola și toate stixurile, ce tu șușotiți acolo? Nu șușotăm nimic, bre. Îl întrebam una, îl întrebam dacă nu vrea să susție conferința de presă. Da, că m-am gândit mai bine și mi-am dat seama că șoficuța a avut dreptate. E cazul să lăsăm și cadrele inferioare să se evidențieze, bre. Bravo, agent! Succes! Nu se poate ce cu să așa, că nu se poate! Ce nu se... Nu se poate să mă duc eu, că toată lumea știe că suntem prieteni. Și o să iasă vorbe pe aici, prin secție, o să creadă că mă favorizați. Păi, în cazul ăsta o să mă duc eu, mă, să... Nu! Nu! Dar de ce o să nu merg? Hai, bre, că puși mă ta niște întrebări indiscrete. Pentru că o să... Pentru că... O să stricați imaginea, șef. Pare că ai capul mare. Nu! O să păreți așa că sunteți un dictator, unul care nu lasă pe noul șef de secție, proaspătul șef de secție, uite ce verde, să se afirme. Clar! Da, și o să, știi cum e, o să iasă să stai incompetent. Asta iese? Ai dreptate, bravo, bumbunetile, bravo. Chiorete, asta e, totul trebuie să te duci soții. Chios! Ești bine, ce ai, Chiorete? E emotiv, îi tremură mâna de frică, zi, adică el este complexat de ziariște ăia, că ești ca niște șacale așa cu el și uite, s-a speriat deja, nu așa? Poate să țină conferința de presă. Ce să faci? Trebuie să o țină, că un șef de secție trebuie să mănânce discursuri pe pâine, să lase emotivitatea asta. Așa e șeful, numai că Chiorete al meu e mai timid așa și n-a fost niciodată bun de gură. Vorbă mă refer, el e mai mult cu faptele, cu acțiunea. Nu trebuie să meargă el șeful, pentru că știți cum sunt jurnaliștii, sunt niște șacali și abia așa să miroase o slăbiciune ca să te sfâșie. Păi și atunci cine o să țină, mă, conferința asta de presă? O să țin tot eu, că nu pot să risc cariera soțului meu. Chiorete, ce faci, Chiorete? Mă, înțeleg că nu vrei să te duci tu la ziariști, dar nu lași nici pe altul să facă. Cu tot respectul, raportez. M-am gândit bine, șeful și un bun purtător de cuvânt trebuie să-și rostească discursul în fața la ziariști, pe din afară, ca să se vadă că e competent și super profesionist. Pam, pam. Mersi, iubire, eu chiar sunt un bun purtător de cuvânt și știu totul pe din afară. Ai, lasă-mă! Adică știi și tabelele alea cu statisticile, cu tot. Normal, că de-aia am și redactat discursul, că eu când redactez, memorez. Yes! Ah, genial ești! Îmi scuzați, ce cu... raportez? A trebuit să o premiez într-un fel și cum fondul nostru de premiere fi zero, mă înțelegeți. Succes! Am plecat cu părinții. Părinții. Auzi, mă, Chiorete, ia de bucățile alea, că chiar m-a făcut curios, mă, dacă-i pierdut. Ce? Ce faci, mă? Mănânc discursul pe pâine. Ne-a zis mă tare că așa trebuie să... Ne-ai gustat? Nu suntem, doamnă, niște agresori, s-a înțeles greșit. Suntem niște bieți profesori, dascălii care îl învață română, datorită nouă știe ce știe. Ah, ia spune-i tu, doamne inspectoare, ceva în limba română să vadă că ne ocupăm de tine. Spătana, sclav tău, lovește la mine. Ah, ah, ah. Ce înseamnă asta, doamnă? Îi transformați pe refugiați în sclavi? Și dacă nu ascultă, îi schingiuiți, nu? Nu! În cazul ăsta, puteți să vă luați adio de la autorizația de funcționare, da? Că stai jos aici! Serviți-o bine! Eu să spumă de două degete, exact ca la carte! E și rece! Lasă-te, doamne, doamne, stați un pic, că de fapt e o altă încurcătură, nu îl sclavați, este nimeni pe... Domnul e prietenul nostru! Uitați! Domnul e Dita mai ofițerul la capitală și ne asigură catering-ul pentru refugiați.
Păi dacă eram agresori de refugiați, se mai asocia dânsul cu noi? Păi era primul care ne aresta. Ziceți, domnul mareșal, suntem noi violenți? Nici vorbă. Dar cine a zis asta? Doamna inspector de la Comisia pentru Refugiați, dânsa. Poate n-a înțeles. Da. Doamnă, dar nu sunt violenți. Sunt chiar niște mielușii. Păi dacă erau, credeți dumneavoastră că eu, celebru comisar Mateescu, mai semnam prelungirea contractului? Și uitați, chiar asta voi face. Vom semna prelungirea. Cu păză? Hai. Să nu creadă, doamna inspector, cine știe ce semnează. Acupunctură, masaj, e un nou pachet de servicii inclus în preț, nu luăm niciun bani. Păi și de unde știe el cuvintele alea? De unde le-ai învățat? De la filmul în care... De la filmul pe care îl difuzam noi în cameră. Că i-am pus DVD-ul cu 7 ani de sclavie. Din asta ca să înțeleagă ce rău era pe vremuri pentru negri și să vadă viața de acum în roz. Uitați, noi avem roz peste tot. Noi, de fapt, vrem să-i ridicăm moralul ca să uite că e refugiat. Psihologa adăpostului ne-a învățat. Păi și cum înțelege el filmele alea? Că nu știe să citească în română. Oh, le dublează doamna profesoară Emma. Ia fă, dragă, o exemplificare ca să vadă doamna inspector că noi nu mințim. Și unde este șeful vostru? Cine vă dă voie să plecați acasă? Toată lumea înapoi! 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 Sfârșit! Adică s-a terminat. Ce păcat că s-a terminat! Da! Când îi puneți următorul film? Că vreau să vin și eu! Că mi-a plăcut atmosfera și berea! Îi aduce aminte de copilărie! Dați bere în copilărie? Nu! Ne strângeam la un vecin, la video, și vedeam filme traduse de Irina Margareta Nistor. Ah, e drăguț! Adică, drăguț. Da. Ultramicroscopic silico-vulcaniconicoză. Nu e asta. Vulcaniconioză. Am mai băgat eu încă. Silico-vulcaniconioză. Matale acum. Să te treacă curentul, neșințit-o! Pune ceva pe tine să nu răcești la o pule! La o vare, vrei. Ce alea, mă rog frumos, de unde ești? Nu te-ai deșteaptă cu mine, nu mă făcea după mine! Pune
Pune ceva pe tine. Pun. Că acum îmi faci, Doamne ferește, vreo anorexită și rămâi fără copii. Și o vară nepoței. Aoleu, Doamne, apă-i păzește. Dar ia zi, bre, ce vânt te aduce pe la noi? E, vânt, că făcui eu fașurile de dimineață și... Hai că am gruit. Am venit să-ți beau zațul. Te-am prins a doua oră. Am venit să te întreb de Costelu și mai știi ceva? S-a împăcat rău cu Cora? Sau... Bre, scoate-ți o dată din cap pe Cora aia. Că nu mai au nicio șansă să se împace. A ales bune, s-au pus cruce relație, gata. Nu, ba da, nu, ba da. Nu, nu. Asta înseamnă că tatăl meu și-a rămâne singur până la deșbătrânețe? Și o fără nepoței? De ce, Doamne? De ce? De ce? Nu cred că poate să-ți răspundă. Da, fii. Ce? A? A? Mi-a răspuns. Vă zici, fii, că mi-a răspuns? Ce m-a luminat cu palașii. Singura soluție e ca numele neamului nostru să meargă mai departe ești chiar tu. Și eu? Da. Fe. Eu tocmai m-am măritat, dacă n-ai uitat. N-ai uitat, nu? Nu, n-am uitat. Și acum pe mine mă cheamă Chiorete, nu mă mai cheamă Gogoașă. Știu, dar trebuie să găsim neapărat o soluție, pentru că eu nu crap până nu mă asigur că numele meu se duce în veac. Asta e îmbâțul meu. Ai ceva documentat? Nu, ok, bre, ok. Așa. Eu promit că o să fac tot posibilul să găsesc o soluție numai ca să mor și matale odată. Așa-și? Liniștit, adică să mori. Ia vezi cum potrivești cuvintele propoziției că te aduiești cât ești de mare, adică tu îmi dorești mie moartea, făi! Bre, dar matale, ai spus mai devreme că vrei să mori liniștită, ce naiba? Eu? Da. Când? Mai devreme. Da? Da. Ce proastă sunt. Da. M-ai făcut proastă că... Nu, bre, nu! Ia vezi. Mă rog, frumos, ideea este să găsești o soluție cât mai repede. Că cine știe, mâine pui mine, dau colțul. Și nu vreau să rămân fără urmași. Și dacă faci chestia asta și repede, o să am grijă de tine. Dacă mă înțelegi, unde bat? Ai, bre, iară vrei să mă bați? Și numai ce ți-am promis că o să te ajut. Făi, făi, nu fi saludă până la ceruri. Mă refeream că o să te bag în testament, făi, cu substanțe. Cu ce? Adică substanțial. Ce e aia? Bine, Doamne, și ziceam că e deșteaptă. Tu, în loc să faci burticanul mare ca orice bărbat așezat la casa lui, te-a spus că a luptat de clasă? Dar poate gătește și Sofica ca virgulă Ema. Stai, sictir pupăță, dar poate slăbește și Sofica cum îl slăbesc eu pe ăsta. Cu acțiune, că de-aia e suplu. E suplu, e slab, că nu mănâncă, face foamea. Ia zi, Bancherete, te călărește doamnă milițian sau te flămânzește? Oh, fac și rime, plaga. Mai taci. Pomelul cu craci. Coșbuc. Floricica mea nu gătește ca și ca fiindcă e ocupată cu cirviciu. Bine, și nici o n-o pun. Hai că uite, ți-a răspuns la ambele întrebări. Ea nu gătește, el n-o pune. Versuri al de Manciuria. Băi, poetule Mojic, n-o pun eu să gătească. Ai înțeles? Toată ziua suntem ocupați la cirvici cu multe cazuri. Și când venim seara acasă, nu-i are cine să mănânce, da? Păi atunci, uite, chemă-i pe ăștia doi, că sunt în foame. Și pe casă aruncați mâncarea, da? Hai, ciocumică, poate pe lângă mâncare vreți să vă duceți la Chiorete și pentru cazare, da? Bine, pupăză. O să vină ea vremea când o să spun în față tot ce am de zis. Dar de ce nu zici acum? Zici tu. Tu ce zici tu? Auci! Sofico, ia zi! Hai că ține rezolvarea problema cu numele! Stai bre, că... Că? Că... Că? Că nu știam că e așa de urgentă situația. A, păi nici nu e. Pentru mine. În schimb, pentru tine e. Că la vârsta mea eu pot să dau coțul cât ai zice pește. Și rămâi mătăruță netrecută în testament. Sau mă rog, netrecută substanțial. Asta vrei? Nu, 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 bre. Stai așa. Ce? Că am o idee. Ia-te, bă, ce subit. Dar matale o implementezi. Toate? Auzi? Ce-ai zice dacă ar înfia Costelul un bebe? Doamne, ți-ar zice că ești total inconștientă. Cine, Doamne, iartă-mă să-l crească pe labă? Când nătărul de vârtul nu este stare să aibă grijă de fundul lui, cum să mai aibă grijă și de fundul unui plod? Că-i tărtălău, făcut grămadă. De ce crezi tu că nu stă lângă el nicio muiere? Atunci crește inima tale, na. Cum făi să îl crezi? Cum, cum, când vezi că nici măcar nu mă lasă să vorbesc cu el? Dar aminte să mai stau 24 de ore din 24 în casă cu el. Ca așa trebuie să îngrijești un copil non-stop. Ai, bre, că exagerezi. Păi, matale, când era Costel mic, așa stăteai 24 în 24 cu el? Nu.
Păi vezi? Păi da, am greșit în felul ăsta, nu vezi? Că a ieșit, fac cu grămadă. O să faceți cu schimbul, tanti. O să-l ajute și Emma. Acum, dacă are copil, unde crește unul, crește și altul. Bun. Și cine crezi că o să aprobe lui adopția când n-are nici măcar muiere? Dar la familiile alea de gay cine le aprobă adopția? Ai vrea să stai liniștită, că în vremea de azi e posibil orice, numai e ca pe vremea matale. Mm. Măcar încearcă, că încercarea moarte n-are. Ca matale. Ai zis ceva? Eu? Aha, bine, fet. Ok, să zicem că accept planul tău, dar tu-l convingi. Că eu am interdicție să mă duc acolo. Aia era pe vremea când încerca să se împace cu Cora, dar acum dacă tot a terminat-o cu ea, o fi expirat și interdicție. Da, nana, eu nu mă duc acolo până nu mă cheamă el. Că nu vreau să mă trezesc că nu vine la îngropăciunea mea așa cum m-a amenințat. Păi ce vrei să mă facă de râsul cimitirului? Ce mă îngrop în săpânța? Vrei testament? Mi te ocup personel. Ia uite-ți. Ce? Hai să nu spui că te-ai spurcat și tu la cumpărături de pânet? Numai dacă sunt chilipiruri, gogule. Adică pasuri și chinezisme. Adică nu e niciuna din cealaltă prostovane. E o boxă de super firmă, ia uite. Boxă? Aha. Ai devenit meloman? Nu, meloban. Că am luat-o ca să o vând mai scumă. Că am dat pe ea cât jumate din una nouă. Ia atent aici. Îți pun muzică de pe telefon, că e wireless. Ia să vezi. Ia fii atent. Ia. Ha? 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 Așa mai bare mult. De ce nu se aude? Bă, dacă ai dat doar jumate de preț, o avea și asta, doar jumătate din piesele uneia noi. Ce-și ai bicobe? Bă, nu poți să cred că am dat banii degeaba. Mă, o să le cam pe la OPC, la poliție, la mama lui. O să le zic la tot netul că e un excrog nenorocit. Dar pentru asta trebuie să fiu eu sigur că e stricată. Auzi, nu te uiți tu la ea, că... Adică și-o desfac eu? Păi mă pricep, mă, băiete. N-ai zis adineauri că-s prostovan? Eu? Da. Stai, mă, că înglumim, mă, sesionistule, mă. Păi tu ești mini-tehnic, mă, tu ești geniu electronic. Cum să fii prostovane? Prostovan, e. Uite, uite, dacă o repari, îți dau procent la vânzare, da? Da, tu. Da, Bela. Zi repede că tocmai încheiam o afacere cu profesionistul familiei. Da, 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 bine, hai, vin acum, pa. Ia, spor la treabă. Că l-am prostit și de data asta. Ia. Bună, Vere. Bună. Nu te mai pup că am mâncat ceapă, scuze. Da? Cu ce ocazie faci? Am venit să văd ce face vărul meu favorit și frumos. Aveai, mama, a venit și zi mai bine că te-a trimis mămica. Nu m-a trimis, mă, ce ai? Da, apropo, auzi, de ce nu-i ridici, mă, interdicția aia? Acum, dacă tot ai terminat-o cu Cora? Dar n-am terminat-o cu Cora, da? Că încă nu s-a cuplat cu nimeni. Deci mai există o urmă de speranță de împăcare cu ea. Și chiar dacă ar fi așa, să nu mă mai împac când veci cu Cora și doamnă, atunci n-aș mai vrea să o am pe mămica pe cap. Ce, să pățesc și cu altă fată ce am pățit cu ea? Adică orice sclav eliberat nu-și mai vrea lanțul înapoi. Eu de ce aș face altfel? Da, mă, ai dreptate. Păi da. Și ai pe cineva în vizor? Adică se întrezărește vreo formă de viață? Sofico, e surdă. Tu n-auzi că sper să mă mai împac cu Cora? Oh, l-o pierzi vremea iurea. Eu zic să o scoți din cap pe Cora asta. Să te gândești la viitorul tău, că o viață ai și aia e scurtă. Auzi? Nu vrei să ai tu un copilaș? Acum mă, la tinerețe, ca să ai răbdare să-l crești. Lasă cum să-l cresc, că mătușta, că doar de-aia te-a trimis pe capul meu, nu? N-auzi, mă, că nu i-am trimis? Acum care-i surdul? Sofico, nu știi să minți. Și transmite-i numaica mea că o să fac copil când vreau eu, da? Nu când vrea ea. O, mă, paranoicule, că nu-i aici. Dar proastă eu, că trebuia să-mi imaginez că n-am cu cine să discut. Hai, pa, la revedere, scuze de dragi. Hai, iartă-mă, gata, stai jos. M-am ambalat, că stofticat, că iarăși am rămas singur. Știu, mă, Costele, știu, că tocmai de-aia am venit și tocmai de-aia ți-am spus de copil. Că un copil o să-ți umple casa de bucurie, serios acum. Ok, și cu cine să-l fac? Dar cine a zis că trebuie să-l faci? Adică poți să iei unul, gata, făcut, să-mi fiezi. Eu? Tu? Să-mi fiez, dar unul singur. Și ce să crească?
Stai că m-am prins. Deci am mirosit-o bine că te-a trimis mamica. Vrea să-mi fies copil ca să aibă ea motiv să vină pacii, vezi, Doamne, să-l crească, nu? Recunoște! Costele, nu fii idiot, că de-aia nu stă nicio femeie cu tine. Tanti e bătrână și nici măcar nu mai știm dacă o să mai apuce ziua de mâine, dar mai un an, doi, trei să-ți crească ție copii. Sofico, dacă se ivește la orizont ideea unui nepoțel, mămica se transformă în Highlander. Dar ce zic eu, Highlander? În Dracula! Transmite că nu fiez absolut nimic și pe nimeni. Și acum te rog frumos, mai ierți că am treabă. Am de reparat o boxă. Ah, bună, Sofico, ce bine că ești aici. Chiar vreau să vorbesc cu tine. Da? Fii atentă, vrei să mergem împreună la niște cursuri de gătit? Să le închidem gura odată pentru totdeauna retardaților ăstora care fac mișto de noi. De noi? Adică fac și de mine? Da. Și încă cum? Bă, ăștia-s idioți, mă! Păi ăștia nu știu că eu sunt dita mai gospodăreasa, că sunt fată de la țară. Și la țară, dacă nu înveți să gătești din școala primară, te râde tot satul. Serios? Da! Păi și atunci, Chiorete, de cine a zis, mă, nimic când au râs ăștia de el că a slăbit, că-l ții flămând? N-a zis nimic, Chiorețel? N-a zis. Mă rog, a zis. A zis că nu gătești pentru că nu ai timp. A dat-o și el cotită, elegant. Păi și așa e, Emma. Dacă nu gătesc, asta nu înseamnă că nu știu. E, las că le arăt eu ăstora ce pot eu să fac în bucătărie cu o oală și cu un aragaz. Să-i chem la mine de seară că fac super party. Pe toți. Pe toți. Păi știu ce credeai, mă, că e mega chilipiri degeaba? Doar așa ca să te îmbogățești tu? Are butonul de volum defect. E blocat. Cum? Mă, că văd că se aude. Sau, mă rog, aud că se aude. E, păi se aude pentru că am desfăcut-o eu și am reparat-o, dar el e stricat. E blocat, înțelegi? Păi și schimbă-l, ce mai aștept? Bani. Că butonul ăsta costă cât jumătate de boxă. Că la ce valoare are boxa asta, piesele de schimb sunt exorbitante. Ce? Ia, las-o, bă, cum vând așa? O fi să da. Și care e prost, crezi că ți-o cumpără fără să o verifice? Pardon, scuze, persoanele excluse sunt de față. O să, păi, până, care e problema? Ce, nu se aude? Ba da, mă, se aude, dar dacă umblă careva, se blochează din nou, înțelegi? Ei, lasă că o să am eu grijă să nu umble nimeni. Ia, dă, laptopul să văd dacă am vreo ofertă pe ea. Ce, mă, ofertă pe ea? Ai și pus-o în vânzare? Păi normal, Gogule, că time is money. Time is money. Nu pot să cred. Ce? Bă, de unde știi ăsta că e stricat? Care e asta? Uite! Ia dă-ți-mă! Păi e la mintea cocoșului, bă! Nu vezi că a mai fost vândută de 5 ani? Tu de ce nu verifici istoricul vânzării, bă? Vezi? Nu mai te-mi izbanie. Și informația e izmaniete. Ce mă fac, mă, Gogule, acum? Ce mă fac? Mai ce-i face? Ba, da, poți să faci ceva. Și dai lui vânzătorul ăsta, țepar un calificativ negativ, să nu mai țepăiască și pe alții. Și cu asta nu umbli la ea și poți să-l folosești. Tanti, poți și-am vorbit cu Costel. Știu, făi, știu, Firar. Prima tale chiar ai fost acolo și ai tras cu urechea? Păi scuză-mă, dar are dreptate, Costel, că nu vrea să te împace cu matale. Că se pare că nu te-ai lepădat de vechile obiceiuri. Făi, ce te grăbiești așa ca proasta în baionetă? N-am fost de gând și n-am funcționat nimica. M-a sunat nu-ți rău de vârtul. Pe bune? De. Sper că nu o să uiți că eu te-am împăcat cu el când scrii testamentul. Păi tu așa ești zică non-stop? Sper că nu și împat cu bărbatul tu că nu te văd bine. M-a sunat nătărău să-mi spui clar să nu mai trimite mesaje și bine pe călător, că el nu fiază niciun pod. Ce pume am! Bre, bre, să n-am parte de niciun leuz din moștenire dacă eu i-am spus că m-ai trimis matale, jur! Păi și normal că nu i-ai spus, mă, era la mintea câinii proaste, dar mă rog, unde mi pizi? Bine, mă rog frumos, în sfârșit, felicitări că ai încercat! N-ai reușit. Păi și se pune și încercarea la testament? Nu se pune, făi, nicio încercare, că nu e nevoie. Am găsit o soluție și rezolvarea stă în puterea ta. Care e soluția? Uite, când noi facem plodul, trebuie să-i dai numele de familie Gogoașă. Băi, mă, tare, faci mișto de mine? Nu. Păi cum, mama, n-ai bine să fac așa ceva? Că m-am măritat, nu m-am căsătorit. Acum mă cheamă Chiorete, nu mă mai cheamă Gogoașă. Da. Da, asta se poate schimba. Prima tale, vrei să-l pun pe Chiorete să schimbe numele de familie în Gogoașă? Aole, Doamne! Apără-și păzește când ți-am spus că ești repezit, am glumit, bă, tu ești Speedy Gonzales. Și, Doamne, asta mă, ți-am spus să-i schimb lui prostul tău numele. Trebuie să-i adaugi numele de familie lângă Chiorete și pe ăsta de Gogoașă și e și interesul vostru, bă, ca să vadă lumea că sunteți neamuri cu mine. În caz că vă atacă Costeluș testamentul. Gândește! Bre, tanti, Chiorete nu o să accepte niciodată așa ceva, că e prea mândru. Încearcă să-l convingi. Ce-ai de pierdut?
Doar jumătate din moștenire. Ia să vedem, Gogule, ce-ai gătit tu aici? Zupă! Ah, băieți, din seară la Sofica, că dă party! Omolo, dar cu ce ocazie? Stai, dragă, nu te panica, că-ți crapă inima, nu trebuie să-i duci cadou. Păi ce fata cinstic a ajuns purtător de cuvânt al secției. Păi dacă face cinste, înseamnă că e băutură și mâncare moca. Da, bucuria pomiștilor. Ce? Hai, vezi ce spui, că poate rămâi la Sofica și după petrecere, permanent. Ce să zic, numai popa, să vă vroiam să zic că... Să luăm și noi un cadou, să nu mergem cu mâna în fun la oamenii ăia, că așa e frumos. Ce cadou, mă? Da. Eu duc muzica. Da, că tocmai mi-am luat o bârsă super performantă și vreau să o pun la treabă. Mă, bă, frate, că o dăm. Blană o dăm. Cum face? Du-te, deci o să facem. Acum, păsă, dacă te gândești să faci vreo măgărie... Ce măgărie, mă, ce măgărie? Cum ar fi să pui pe careva să umble la bouză? După aceea să-l acuzi că ți-a stricat-o, că să-l pui la plată. Vezi că nu o să-ți meargă, că ea nu-ți pătos să nu o atingă, că e defectă. Bine, mă, așa să faci, paranoicule. Nu ești niște, Gogule. Mai mergem un pic de soare. Atunci nu mă cap, pune-o la loc. Ce părere ai? Wunderbar. Mi-ai rupt părțile, mămica, cu preparatele astea minunate. Păi pe lângă tine toți masterchefii e Emma Cucu, spui. Mersi, iubire. Nu zici că poate într-o zi o să mă duc și eu la o preselecție de-aia? Ce preselecție? Nici o preselecție? Păi tu ești de preselecție? Tu, mămica, ești direct de finală. Dar ce zic eu finală? Tu ești direct de premiul mare. Ia dă și mie să-ți jurizești ceva, să nu... Nu, acum ferete că-mi strici plating-ul și nu mi-l mai apreciază invitații. Plating? Și apropo de invitații, până vine ea, vreau așa să profit, să... Ia, să vedem! Gata de mai, nu? Mamă, ce frumoasă! Nu, încă, nu! Nu, că ne împinge! Ce te împinge? N-avem suc și... Auzi, te rog eu frumos, te duci și tu să iei câteva sticle până... Noi aranjăm aici, terminăm tot, hai. Da, mă, hai că... Vreau să o premiez pe asta mică pentru toate bunătățile astea. Hai, nu mai comenzi, Dan, mai te... S-o să bagi la maț. Gogule! Gogule! Gogule, vino repede, Gogule! Vino repede, Gogule! Gogule, vino! Ce? Mi-e sete, mă, mi-e sete. Și... Poate ești de sercet, dar ai mai chemat? Te-am chemat că nu mai curge apa la baie. Și cred că nici ușa nu se mai deschide bine din cauza asta. Doamne! Apărăți, văzăște ce mai bun. Am crezut că a luat foc ceva, zăpăcitule. Cât a răgnit. Păi apa curge, bă! Și nici clață n-are nimic, moștea... Pupăză! Pupăză! M-am mai chemat degeaba! E mermie cum a închis bestia! Pupăză! Bă, deschide ușa, nu fă de-astea! Motanel, stai așa, nu acum, că n-avem timp de așa ceva, că trebuie să pice invitații. Bagă masa! Păi nu tu cu gurița ta aia dulce ai zis să profităm până vine ăia? Bine, am zis să profit să discut ceva cu tine. Să discuți? Despre ce? Despre situația noastră materială. Auzi, mă, iubire, nu ți-ar plăcea să avem și noi mai mulți bănișori, să avem o căsuță numai a noastră unde să ne creștem viitorii copilași fără nicio grijă, hă? Normal că mi-ar plăcea persicuțul. Pe vezi? Dacă lefile noastre dacă suntem praf. Asta o rezolvăm numai dacă ne pică din cer vreo moștenire, ceva, dar slabe șanse. Și dacă ne-ar pica? Aloha! Nu-i cam de vreme, Pupăzoiule? A, nu, dragă, că am adus muzică pentru petrecere. Și până instalez, e wireless. Pupăzoi! Deschide ușa că ți-o spar și după aia nu ți-o plătesc eu, să știi! Nu vine. Bă, tu n-auzi? Bine!
Aoleu, mamă, ce doare, mă, frate, în halul ăsta, că doar sunt pufoți. Mai nu, că sunt și bou. Să deschideți spre interior. Luați-mă, luați, că eu nu gătesc ca Emma. Aha, mersi, dragă. Ia, dragă, ia. Ei, las că dacă nu luați, vă conving eu să luați. Hai, banda mea, bagă-te, parcă ziceai că ești înfometată, așa. Dar mă, nici, dragă, că nu ești refugiat. Oh, stau, scălete! Băi, iată-mă muzica aia mai tare, mă, să simțim că-i petrecere! Ia! Las pupăză, că acum lumea crapă în ea! Formă! Auzi, mă, pupăză, dar unde-i gogoașa? Habar n-am, cine știe, poate a venit mai târziu. O fi aflat ce-am vorbit cu măsa? Mai respiră! Cât de prostă. Pe aici pot să scap. Ce nav. Ține-mă, Dani. Nu te uite. Nu te uite. Cum dracu să nu te uiți, prostule. Trebuie să vezi. Haide, pui piciu. Haide, bă. Unul a trecut. Mai am unul. Băi, ești prost. Dar cât de greu ești. Praf te faci cu așa de... Moște jos. Hai, bă... Așa. Și tu, așa. Mă, ești... Mamă, ce fac? Ce fac? Cum ies de aici? Cum ies? Da, asta era. Hai, mă apucă spumele. Da. E, lasă că ți-o plătesc eu, pupăză. Cu vârf și înodate. Păpănestre, dă-mă și tu muzica aia mai tare, să înceapă petrecerea. Nu se cade, mă, că noi suntem organe. Nu vrem să deranjăm vecinii. Taurasme, asta e melodia noastră. De unde se dă mai tare? Nu, nu umbla, nu, că tu n-ai voie la ea. De ce, mă, ce-i fac? Pentru că tu ești prea să-l întoarcă ca să... Să atingi de gadgeturi din astea de lux. Da, plătești! Ai bani să o plătești? Bă, ce-i razna? Doar vreau să dau volumul un pic mai tare, nu ai nimic, ce ai? Să te dori în stradă, să-l întoarcă! Și tu, și
ajuns din fund. Aie! Ce vrei să fii mai devreme, tine, Chico? Dacă ai fi de acord să-ți iei numele de cocoașă. Dacă vreau să-mi faci cocoaș, normal că te am. Doamne! De ce păspătina ta săvârșită am parte? Aie! Îmi faci parte, da! Vrei să faci și o carte? Da! Auzi, Chiorete? Sincer, nu prea, mămica. Chiar boss a dărâs lui Pupăză să-i fie. Mi-a dat dracu urechile ea. Când vrei să mergem să schimbăm numele? Ce să facem? Bă, dar chiar te-a surzit muzica aia. O să-l pun să-ți plătească un control medical. Fiar, gearsa, dracu. Auzi, ziceam? Nu vrei să mergem să schimbăm numele mâine dimineață, la prima oră? Ce nume, mămică? Numele de familie, Chiorete. N-ai fost de acord să te cheme și Gogoașă? Căciunicu, asta e o glumă sau care e treaba? Că nu prea mă prind. Cum aș fi putut eu să fiu de acord cu așa ceva? De ce aș face-o? Ca să avem și noi o căsuța noastră și tot ce am vorbit, să avem bănișori, că a zis tanti că dacă facem un bebe și o să-l cheme Gogoașă, ne dă o parte din averea ei. Adică o dita mai partea din averea ei. Luca, tu vrei a vinde demnitatea copilașului nostru pe bănișori? Nu-ți dai seama, o să-i atârne tinicheaua de gât toată viețișoara lui și o să fie de râtul la toți copiii și la toată școala. În nici într-un caz nu mă gândesc la treaba asta. Ai, mă, Chiorețel, că eu deja am zis lui tanti că ai fost de acord și dacă o succesc acum o să o omor de inimă. E, și foarte bine, ne premiază Gogoșarul adevărtul că am moștenit-o mai degrabă. Deci tot te alegi cu niște țăcănei. Și-o ficuțo, judecă și tu, mămica. Cum să-mi schimb eu numele să mă cheme Gogoașa acum, când eu sunt dită mai polițaiul? Păi ce vrei, să mă râză toți șefii de secție din capitală că mi-au luat nume de prostăvan? Adică eu sunt prostovancă, Chiorete? De fapt, da, sunt o mare proastă. Că am acceptat să fiu soția ta. Aha. Un insensibil căruia nu-i pasă de binele familiei, Chiorete. Și eu care m-am buluncit să renunț la postul ăla de purtătoare de cuvânt numai pentru tine. Cum ai renunțat, mămica, că tu chiar ești purtătoare de cuvânt? Tot pentru tine, Chiorete, ca să-ți apăr fundul. Ha. Că tu n-ai avut curaj să te duci să dai ochii cu jurnaliștii. Da, ca să te dai mare șef, ești primul. Bine, mă. Bă, dacă vrei să-mi schimb numele, al naibii să fiu dacă nu mi-l schimb. Pentru binele viitorului nostru copil, pentru el o faci, Chiorete. Dimineața, Gogule! Mă, dar ce sprinten ești astăzi? Ai fost la jogging sau ți-ai luat mugegeuri de-alea? Da, albe, mă. Mă rog, gusturile nu se discută. Și una? De la bucată? Lasă vrăjeala, bestie. Îți place ce am pățit din cauza ta. Uite! Dar ce ai pățit, mă, din cauza mea? Hai, nu face pe prostul, că doar tu m-ai închis în dormitor. Eu? Te-am închis! Băi, scuze-mă, din reflex! Fără să-mi dau seama, că știi că de obicei țin dormitorul încuiat. Fără să-ți dai seama! Exact! Da. Dacă n-am ajuns la petrecere, nu ți-ai dat seama? Nu. A, ba da! Că de-aia a rămas mâncare pentru toată lumea. Și hai, mă, Gogule, acum serios. Nu mi-am dat seama, pentru că a trebuit să stau cu ochii toată seara pe boxă ca să nu umble cineva la ea și să mă acuz tu pe mine că fac manevre. Deci, tu ai piciorul varză din cauza boxei, nu din cauza mea. Da? Da. Din cauza boxei? Uh-huh. Ok. Păi atunci pot să mă răzbun pe boxă, că tu ești logică nevinovată. Gogule, mă lasă rece, că oricum nu pot să o vând. Au, au, au. Da, vă rog. Normal cu am! Vin imediat! Gogule, gusule! Gogule, dă boxa! De ce să ți-o dă, mă? Ai zis că nu-ți mai trebuie! Ia mă! Da, dacă mă despăgubește vânzătorul că i-a scăzut ratingul de pe net, când s-a aflat că-i ție par, nu ți-o dau să da! Gogule, să nu gasea că dau comision! Gogule! Nu-ți mai dau, mă, niciun comision! Și să repari toată gaura aia! Mare! Thank you.
Poftim, madam. Ia, vezi, acu ești mulțumită? Ți-au și dat certificatul, ce tare! Ia. Ilarie Fiorete Gogoașă, furiată, cu dulceață și smântână, adică papanaș. Iubire, iubire, ce-i asta? Nu, nume, mămica. Cum? Că dacă e să facem schimbare, păi o facem ca la carte, nenică. Ca la carte de bucate. Nu, Fiorete. Aha, că doar nu crede-i, mămica, că mă deranjez eu pentru o gogoașă simplă. Nu, noi acum avem înregistrat pe numele de familie toată rețeta de papanaș. Nu zici că putem să facem bani cu treaba asta? Păi trecem pe la toate terasele și pe la toate restauratele și pe la toate cofetăriile, dar e trecut în meniu papanașii și ne umplem de bani. Le cerem bani, dacă spun. Bine, mă, bine, Chiorete, am înțeles. Eu am exagerat când ți-am cerut să faci asemenea lucru aberant, dar tu ai făcut ceva și mai aberant. Te rog frumos, du-te și schimbă numele, te implor. Nu-i nevoie, mă. Ba da. Nu-i nevoie, că cârtia aia nu e adevărată. Am făcut-o eu așa. Tu nu vezi că nimeni nu e ștampila de la primărie pusă pe ea? Doar nu era întâmpit. Mă, când i-a zis lui Matiescu ce mi-a trecut în cap, s-a zvârcolit de râs. Râde, râde cu ouăte. Iubire, slavă Domnului, că nu m-ai ascultat. Mă duc să beau un pahar cu apă, mi s-au muiat picioarele. Mă luam eu după tine. Trăiți, șeful, mă scuzeți. Să trăiți. Auzi, mă, Chiorete, am vorbit cu ăla de la firma de catering, de unde eu mâncarea pentru pupăză. Și am zis despre ideea ta cu înregistrarea numelui de papanaș și a zis că e genială. Vrea să scumpere drepturile de autor și să facă doar el produsul. Vorbesc serios? Ți se pare că glumesc? Mă scuzați, pre, am puțină treabă. Brem. Păi, iar mi-ai dat numai cafea, de ce dracu mă otrăvești? Unde-i Brem, zațul? Brem, pare rău, dar nu se poate să adăugăm numele Gogoașă. Nu numai că se poate, dar în tomna ce-am făcut-o. Ia uite, original. Și vezi că ăsta are și parafa primării. Ce ai făcut, mă? Las că-ți explic eu mai târziu. Ia zici, nătărău de Costeluș, a aflat? Nu știu, tântișor, eu nu i-am zis. Adică, fi zis că arriva de la secție. Ne. Da? Alo, pupăzel, ia să ce face Costeluș al meu? A rămas la spital, tanti. La spital? De ce, Doamne, iartă-mă la spital? Păi, nu știți? A sărit de la mine, de la balcon. Ce-a făcut? Chiorete, marșii mei dea și schimbă numele înapoi, că a aflat nătărău de Costeluș. Și s-a sinucit, s-a aruncat de la balcon. Crede că-l dezmoștenesc. Mamă, sorry, confesorii, tântișor, dar nu crezi că mai e posibilă treaba asta? Căci că fiindcă acelea e vorba de bani, bine. Că trebuie să mă gândesc că trebuie să asigur viitorului nostru bebe. Chiorete, stai tu liniștit, că oricum aveam de gând să trec univa să dăm testament. Mișcă imediat și radiază numele, că dacă mi-o morăt singurul copil, nu vă mai las de niac. Fămiștilor! Executare! Iată, Brie, e ca și rezolvată! Hai, Chiorete! 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 Dar poate îl străbește și Sofica cum îl străbesc eu pe al meu. Action! Câmpitule! N-am înțeles să fac asta! Nici eu! Nici eu! Uite ce mișto ieși! Hai! Aha. E suplu pe rău! E slab că face foamea de-aia! Zi, bă, Chiorete! Ce? Bă, păi știți secvența asta? Următoarea carte, bună, avem de King Kong și Chiorete. Trebuia să zic cu rima și-mi pierdut să anima, deci cum e? Hai, zi-mă, Chiorete, te... Hai,
vrea să înfiez copil ca să aibă ea motiv să vină pe aici. Vin doar